Hramul Catedralei Episcopale Învierea Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiul Drobeta Turnu Severin reprezintă pentru mehedințeni un prilej de sărbătoare și de aleasă bucurie duhovnicească. Anul acesta, Hramul Catedralei a fost marcat prin oficierea mai multor slujbe religioase. Ieri la Catedrala Episcopală a fost săvârșită Vecernia Mare în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Severinului. Astăzi, credincioșii au participat la slujba utreniei și la Sfânta Liturghie Arhierească. La ceremoniile prilejuite de Hramul Catedralei Episcopale au participat un număr de 9 arhierei. Ne-am bucurat cu toții la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, această mare sărbătoare, sărbătoarea sărbătorilor și praznic al praznicilor. Această bucurie a fost dublată de noi locuitori ai Severinului, fiindcă în această joi din săptămâna luminată am prăznuit pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. De mulți ani, în ziua de joi, episcopia noastră serbează pe ocrotitorul orașului al municipiului Drobeta Turnu Severin. Sfântul Gheorghe de multe ori cade în postul Paștelui și nu poate fi prăznuit. Ca să ne bucurăm, având în vedere că și învierea Domnului este Hramul Catedralei, alături de acest sfânt mare, s-a stabilit ca să ne rugăm împreună. A devenit deja tradiție, numărul credincioșilor a fost mai mare decât în anii trecuți, probabil și după perioada celor 2 ani în care a trebuit să fim mai precauți și să unii dintre bunii creștini să n-aibă posibilitatea să vină la slujbele bisericii noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că acum am simțit o normalitate. Fiecare dintre noi am mers la Sfintele Biserici, și credincioșii și noi slujitorii. Drept slăvitorii creștini severineni și din localitățile învecinate au venit în număr mare să se roage la ceas de cucernică prăznuire alături de arhipăstorul lor sufletesc, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și să primească arhierești binecuvântări de la cei 9 ierarhi ce au slujit sfânta și dumnezeiasca liturghie. Ne aflăm la Catedrala din Severin, unde se serbează Hramul Catedralei, Sfântul Gheorghe și Învierea. Este un moment de bucurie să fim alături de preasfințitul părintele nostru Nicodim și alături de soborul de arhierei și preoți. Pentru noi, Sfântul Gheorghe este unul dintre sfinții care au făcut câteva minuni în viața noastră și am ținut neapărat să fim alături aici și să-i aducem o cinstire prin prezența noastră și prin portul nostru popular, pe care îl purtăm cu mare drag și cu mare cinste că suntem români. Să ascultăm Sfânta Liturghie și să fim prezenți unde să serbează Hramul Catedralei din Severin. Ați mai participat până anul acesta? N-am mai participat până în anul acesta. Cum vi s-a părut? E un moment înălțător. Sigur că da, e o noutate pentru fiecare creștin ortodox și trebuie să participăm cu toții, să fim prezenți la un asemenea eveniment și la slujbele de liturghie care sunt în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare religioasă. Programul manifestărilor de joi 28 aprilie a început la ora 8:30 cu primirea și înveșmântarea ierarhilor la centrul eparhial. La ora 8:45 a avut loc procesiunea cu icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la centrul eparhial la Catedrala Episcopală. La ora 9 a început Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de un sobor de ierarhi, sub protia înalt preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Cuvântul de învățătură de la finalul Sfintei Liturghii a fost ținut de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care le-a vorbit credincioșilor prezenți despre slăvitul praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. După Sfânta Liturghie,
liturghie, soborul slujitor a pornit în procesiune cu icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, de la Catedrala Episcopală la centrul eparhial.